Vă invit să vizionați tutorialul, calendarul pe Microsoft Teams, varianta mobilă. Mai întâi deschidem aplicația Microsoft Teams. Când deschidem aplicația, după cum v-am mai spus în tutorialele precedente, avem activitate. Dacă luăm de la dreapta la stânga, avem primul tab este calendarul, lângă mai multe. Apoi avem afișat calendarul lunii în care suntem noi acum și în partea dreaptă jos avem un plus. Dăm click pe acest plus. Eveniment nou. Dăm titlul evenimentului. Istorie. Așa. Apoi. Adăugăm participanți. Putem să adăugăm toți elevii care sunt adăugați în baza de date a platformei Microsoft Teams. Apoi vedem cine este organizatorul. După aceea avem partajați pe un canal. Este de dorit să partajăm acest eveniment pe canal, deoarece elevii vor putea intra de pe acest canal în întâlnire. Noi acum o să dăm partajați pe un canal. Și uitați, la întâlnire de pe canal, doar membrii canalului pot participa la o întâlnire pe canal. Adăugați membrii ca participanți pentru a le trimite direct invitația la întâlnire. Deci, toți cei care sunt în acest canal vor putea participa la această întâlnire. Dar dacă dăm adăugați participației, vor primi o notificare și pe adresa lor de e-mail. Acum noi dăm întâlnire pe canal. Și alegem canalul Elevic și Caransebeș pe general. Și ne-a apărut aici că întâlnirea va fi organizată pe Elevic și Caransebeș când dorim să organizăm această întâlnire apăsăm clic și adăugăm întâlnirea pe 3 ianuarie 2022 dăm clic 11:30 Deci de la 10:30 la 11:30 repetați niciodată afișați și descriere. Apoi, în partea dreaptă sus, avem o bifă. Apăsăm click pe ea și întâlnirea a fost adăugată în calendar. Mergem în jos la calendar și vedem. Istorie de la 10 jumate la 11 jumate pe data de 3 ianuarie 2022. Acum vreau să vă arăt că putem merge în teams, în echipe. Intrăm pe Elevic Shei Caransebeș general și vedem că Duma Cornel Lucian a programat o întâlnire la istorie pe 3 ianuarie 2022 la ora 10.30. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, religie și tutoriale în proiectul Curiculum relevant, educație deschise pentru toți, cred.